Am văzut Gania. Vă bucură un pic? Nu aș putea spune că mă bucură. Mi se pare o analiză lucidă a ceea ce s-a întâmplat la Olchim. O secundă, dacă să fim... îmi permiteți. Da, vă rog. Dumneavoastră ați spus că au apărut bani și că s-a afirmat că sunt bani să, ca Olchimul să mai supraviețuiască. Exact. Preluând o declarație a premierului Ponta, da? Ieri nu erau bani, ieri a fost o declarație a ministrului finanțelor care spunea că nu sunt bani și că nu dorește să acopere datoriile Olchim. Acum probabil că domnul Dar Ponta nu este vorba de acoperirea datoriilor Olchim. Încă o dată, sunt bani, știți cum? Capital de lucru pentru reformirea activității. Capital este de lucru o mare diferență. Reformește activitatea, curg în continuare datoriile, nu se știe exact ce se întâmplă practic cu banii pe care guvernul nu continuă să-i bage în acest zi, combinat. Să dăm cifre. Problema este că acești bani sunt bani ai fiecăruia dintre noi. Statul pierde 200.000 de euro zi pe zi. De zi. Exact. De zi, 200.000 de euro. Asta trebuie în condițiile să le în care compania da? Nu lucrează să și nu produce valoare adăugată. Să preiau o figură de stil pe care a folosit-o domnul Isar. Spunea că a căzut de la etajul 100 și l-au prins acum, aproape de pământ. Vreau să vă spun că acestui combinat se întinsese o plasă de siguranță. Problema este că cei care au guvernat, fără să nu mă întrerupeți, că eu vă ascult cu mare milioane datorii și au ajuns la 300 din timpul domnului Didean. Vă rog să nu mă întrerupeți, da? Haideți, dacă vreți să continuăm acest dialog cât se poate de civilizat. Îi se întinsese o plasă de siguranță, exista deja un acord cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar Internațional, prin care să se facă o conversie a datoriilor avas, a creanțelor avas în acțiuni și să se aducă un investitor strategic astfel încât să se poată asigura un management eficient acestui combinat. Și probabil că urma eficientizarea și restructurarea combinatului. Doamna Turcan, evident că a existat o altă preocupare politică. A avut Olchimul sub Adrian Videanu. A existat o altă preocupare politică. Guvernul deci, Ponta vă spun eu nu ce pierdere a avut Olchimul sub Adrian Videanu? Da. 11 milioane, dintre care 7 și creditori. Vă rog să mă urmăriți, domnul Vichir, că eu nu încerc să dau deputați, vina. Deputați, colegi de-ai dumneavoastră, care au dat găuri la știți ce? Mă deranjează când încep, mai ales invitații, dacă liniștești imediat ce pe domnul Săpunaru, că am 50 de la mine. Și invocând grele moșteniri, prezente moșteniri. Haideți să ne uităm pe cifre, pe date, pe contracte în legătură cu Olchimul. Era un acord cu Comisia Europeană și cu Fondul Monetar Internațional? Era. Exista un plan de reconversie a creanțelor avas în acțiuni, astfel încât să se aducă un investitor strategic? Era. S-a schimbat. S-a schimbat. Asta e realitatea. Că nu vă place, îmi pare rău.